Salut, scumpiceilor! Iar ați fost trași în piept. Statul și-a bătut iarăși joc de voi. Dacă n-ascultați vorbele și spusele lui Sov, Sorin Ovidiu Vântu, o să cădeți în budă. Cam așa ar trebui să sune începutul acestui podcast intermediar, acestui vlog de criză. Am intervenit să vă stric sfânta zi de miercuri pe problemele astea care ne cutremură țara. Vă dați seama, avem, n-avem guvern, președintele, ce face, jucător, săgetător, vărsător, capricorn, habar n-avem. Nouă ne merge oricum din ce în ce mai rău. Și am zis să vă supun atenției dumneavoastră câteva păreri ale vipurilor, ale mai marilor zilei despre această criză în care suntem, cu sau fără voia noastră, târâți cu toții. Klaus Iohannis a spus, aveți încredere. Țara va fi guvernată. Nu știm când, nu știm de cine și nu știm unde, dar guvernul meu își va face datoria. Lada Vicorban și-a scos chitara din cutie, a tras trei acorduri, ting-tong-ting-tong-tong-tong, și a spus, cine este cel mai frumos liberal? Cine este cel mai potrivit ca să conducă acest partid pe culmile măririi? Nu eu. Mai luați o bere la omul ăsta. Mai luați o bere. Se tot întâlnesc camerele, ăia din Senat și ăia din Camera Deputaților, de vreo 4-5 zile, se tot întâlnesc și nu au cvorum. Nu au cvorum. Că Gabriela Vrânceanu Firea face ghiozdănele pentru copilașii săi, altul e la pescuit, altul e pe... Nu, îi doare în șpiț, mă! Îi doare la un metru dinaintea drulii de noi. Pe cuvântul meu, drulă săracul și el. Aveam speranțe de la el, făcuse ceva investiții, să mai construise un dărab de autostradă, o bucată de drum expres. Acum, vorba lui Mihai Tudose, de unde noi nici drulă nu cere. Că băgai mâna... un pantalon și în loc să dau de drulă am dat de 8. Ce să găsim, doamne? Ce să găsim? Astăzi nu întâmplător e ziua internațională a solidarității jurnaliștilor. Ion Cristo i-a zis, deci nu înțeleg cine a provocat această criză, dar deci, este clar că sunt serviciile pe de o parte, sunt servicii Nea Cristoiu. Dormim noi fără extraveral și fără blogul tău. Ziua internațională a solidarității jurnalismului. Și acces direct este pe locul 1 în preferințele românilor după masa. Că în loc să doarmă românul după masa, să doarmă, să se revergoreze, stă cu ochii în acces direct. Deci, n-avem nicio șansă în continuare. Da, nici artiștii nu sunt încântați de criza asta guvernamentală. A fost întrebat de o publicație de Cancan și de Scandal, Jador, a fost întrebat, ce părere aveți despre faptul că s-au retras miniștrii USR, la care Jador a zis cam atât a zis Jador. Aurel Tămaș a fost tranșant. Bă, cu coaliția asta e ca în cântie cum eu, mă. De-i muricior pune în groapă viață trecătoare. Două zile te-or cânta cu PSD sor alia. Că USL-ul nu a murit, numai un pic s-a odihnit. Iar Fuego a spus, nu știu, nu m-a oferătat nimeni pentru a prelua postul de premier. Cred că aș putea la fel de bine să fiu în același timp și premier și președinte. Normal că ar putea fi Fuego din moment ce măicuța îi măpodobește Băradu. La mulți ani de Sfântă Marie. Sfânta Marie Mică. În România tăties mici, nu. Astăzi sărbătorim nașterea Maicii Domnului. Tuturor purtătoarelor de nume sfânt le urăm de la această măsuță, de la acest pupitru, din acest context, la mulți ani, sănătate, bucurii și să vă dea Dumnezeu tot ce știu eu, că eu știu o grămadă. Florin Piersic n-a zis nimic despre criza asta, că repeta pentru piesa Străini în noapte. Cam așa au ajuns și cei de la guvernare, PNL-ul cu USR-ul. Să sperăm, imediat după ce vedeți video, da? Puneți pe canal unde se dă meciul, să sperăm că tricolorii o să facă o figură frumoasă cu Macedonia și chiar dacă nu o să facă egal, poate nu o să